participativă. Municipalitatea a dat start votului pentru cele 45 de proiecte selectate în cadrul campaniei 2024. Pentru ca timișorenii să dezvolte comunitatea de care aparțin cu sprijinul primăriei, este necesară o mobilizare la vot până în 23 septembrie. Parcul din Lunei, laboratorul de robotică pentru elevi, piste de biciclete mai sigure, au trecut de la stadiul de idee la realitate pentru că au strâns voturi de la timișoreni în anii trecuți. Uitați-vă pe lista de proiecte, vedeți ce este propus la voi în cartier și vă încurajez să votați. Următoarele zone verzi sau locurile de joacă pot fi decise de votul dumneavoastră, spune primarul